Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Ungheni, aici la Palatul de Cultură, unde alături de dumneavoastră ne propunem, în următoarele ore, să oglindim problemele cu care se confruntă supraviețuitoarele violenței în Republica Moldova și mai ales ce soluții avem la îndemână pentru a le proteja eficient. Așadar, bine ați venit la discuția publică să eliminăm violența acum, organizată în cadrul proiectului EVA, promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF și care vine să aducă soluții pentru realizarea acestor deziderate, cum spuneam, la Cahul și Ungheni. Deloc întâmplător am decis să lansăm această campanie aici, la Ungheni, pentru că odată cu demararea proiectului EVA din 2020, autoritățile publice locale de aici au devenit parteneri de încredere și s-au angajat împreună cu noi și cu colegii de la Cahul să devină campioane în promovarea egalității de gen. Și credem că parteneriatul durabil și bun pe care îl dezvoltăm în aceste zile trebuie să dureze și după încheierea acestui proiect. Deci, cum spuneam, bună ziua și bine ați venit la campania de lansare a celor 16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen. Așadar, marcăm această campanie împreună cu partenerii și susținătorii noștri, doamna Tatiana Lazăr, vicepreședinta raionului Ungheni. Bună ziua și bine ați venit astăzi. Domnul Dionisie Ternovski, viceprimarul municipiului Ungheni. Domnul Gintautas Baranauskas, șef adjunct al Departamentului Operațiuni în cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Doamna Dominica Stoianoska, reprezentanta de țară UN Women în Moldova. Și domnul Ilia Talev, reprezentantul adjunct de țară UNICEF Moldova. Bună ziua, bine ați venit, welcome. Thank you very much for your participation. Inițiez partea oficială a evenimentului de astăzi. Cum spuneam, apreciem prezența alături de noi a doamnei Tatiana Lazăr, vicepreședinta raionului Ungheni. Doamnă Lazăr, aveți microfonul. Cum doriți dumneavoastră. Bună ziua tuturor. Îmi pare bine că reprezint Consiliul Raional și vin cu un cuvânt de salut pentru toată lumea bună care este astăzi aici. Mulți stimați colegi, mulți stimați reprezentanți ai Delegației Uniunii Europene, a proiectului și implementatorilor de la UNICEF, un om, suntem astăzi într-o campanie deosebită, 16 zile de activism împotriva violenței. Nu primul an suntem în activitate, raionul Ungheni. Am fost cu inițiative ani de zile de-a rândul, împreună cu elevii din școli, tineretul din raion. Am organizat activități, am comunicat cu autoritățile publice locale de nivelul 1, cu reprezentanții de la ordinea publică, ca împreună să eliminăm acest flagel din viața noastră. În general, vreau să spun că este un generic extraordinar, colorează lumea în oranj și să ne implicăm cu toții împreună pentru a elimina violența împotriva femeilor, violența în general, acum. Să nu o lăsăm pentru mâine sau pentru altă dată. Vreau să spun că aceste 16 zile sunt pentru comunicare, pentru, eu știu, informare, pentru diseminarea și informarea în general a populației despre campanie respectivă, dar împreună, pe parcursul anului și a anilor, trebuie să ne pronunțăm, să nu admitem și să eliminăm acest flagel nedorit în comunitatea noastră și în general în țară. Consiliul Raional este deschis pentru realizarea acestui obiectiv și chiar și s-a pronunțat și suntem deschiși pentru a crea
în cadrul Raiondului, un centru specializat pentru victimele violenței domestice, violenței sexuale. Este vorba de femei, fete, care, după cum știm noi, sunt mult mai vulnerabile. Ne dorim succese, ne dorim ca rezultatul scontat să vină cât mai degrabă, să fim alături de problemele societății, comunității noastre, femeile să aibă deschidere, să aibă cuvântul său de spus, să le respectăm drepturile și vreau să spun că ar fi să creăm mai multe platforme de discuții unde femeile pot să se pronunțe, oricei care asupra cărora se aplică violență. Am dorit mai multe paneluri de discuții, cafenele publice cu tematica respectivă, cluburi pentru femei unde ele și-ar expune părerea și ar veni cu niște propuneri concrete pentru a elimina acest neplăcut flagel care este alături de noi, dar sperăm că să-l eliminăm cât mai degrabă. Mulțumim foarte mult și succese pentru astăzi și pentru anul împrejur. Mulțumim mult, doamna Tatiana Lazar, vicepreședinta Raionului Ungheni, mai ales pentru deschiderea dumneavoastră și pentru ideile pe care le-ați lansat acum la sfârșit de discurs. Cum spuneam mai devreme, din 2020, autoritățile publice locale de aici, de la Ungheni, sunt deschise pentru promovarea egalității de gen și încurajează proiectele ce au drept țintă combaterea discriminării și a violenței. Alături de noi este astăzi și viceprimarul municipiului Ungheni, domnul Dionisie Ternovski, care recunoaștem de fiecare dată a fost foarte receptiv la ideile și activitățile noastre. Bună ziua, stimați oaspeți, bună ziua, iubita noastră delegație a Uniunii Europene, care de fiecare dată vine cu un suport foarte important pentru noi ungheneni, pentru noi moldoveni. Aș vrea să, în primul rând, să menționez faptul că Primăria Municipiului Ungheni se alătură campaniei date, care o consideră una foarte importantă pentru femeile, pentru fetele noastre, o campanie care are ca scop diseminarea informației importante în societate. În primul rând, aș dori să mulțumesc proiectul EVA, care a venit cu suport pentru echipele multidisciplinare, cu un suport care ne va ajuta ca să rezolvăm toate provocările care ne stau în față, pentru că acestea sunt multe, avem probleme, trebuie să recunoaștem, și grație acestui suport noi știm ce trebuie să facem și unde trebuie să mergem. Să menționăm că în anul 2020 a fost un an complicat din cauza virusului care s-a bătut peste noi și de aceea multe eforturi în sensul de discriminare au fost un pic diminuate. Deci, dar totodată s-a conștientizat cât este de gravă problema, cât este de important să căutăm soluții. Vreau să spun că grație proiectului EVA în școlile noastre, atât în instituții preșcolare cât preuniversitare, au fost lansate programe de parenting care au ajutat în relația părinte-copil, care acum este și mai complicată, datorită, iarăși, și virusului care s-a bătut, datorită neînțelegerii între copii și părinți, datorită gadgetorilor care ne-au invadat și aceste programe sunt foarte importante. S-a discutat foarte mult și despre bullying-ul din școli, care există, care deseori ne facem că nu-l observăm, dar el este. Deci sunt toate problemele din societatea noastră actuale pe care noi trebuie să încercăm să le rezolvăm. De aceea, grație acestui proiect, grație acestui program, noi avem instrumente necesare ca să începem să acționăm. De aceea, eu personal, ca viceprimar pe partea socială, vă mulțumesc enorm de mult, pentru că am tot necesar ca să
combat și să merg în direcția care trebuie. Nu mai spun de politici și documente strategice, cum ar fi chiar și bugetul nostru local, noi îl adaptăm după gen. Deci îl facem să fie sensibil la gen. Deci am avut ședințe foarte importante unde am început să înțelegem despre unele fenomene. De ce, de exemplu, la un concert sunt prezente doar doamne, la alt eveniment sunt prezenți doar bărbați. Și noi trebuie să facem în așa mod ca să încercăm să să implicăm ambele genuri. Este foarte important și ne-am dat seama unde greșim. Deci, datorită acestor politici, noi, într-adevăr, o să reușim să găsim soluții bune, soluții pentru toți. Eu vă mulțumesc încă o dată și ne dorim un mare succes tuturor. Mulțumim mult, domnule Ternovski. La început ați menționat delegația Uniunii Europene. Deloc întâmplător, pentru că Uniunea Europeană reprezintă unul dintre cei mai importanți finanțatori ai proiectelor și programelor care oferă sprijin supraviețuitoarelor violenței. Îl invit alături de noi pe șeful adjunct al Departamentului Operațiuni în cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Ghintau Tas Baranauskas, cu un mesaj despre suportul pe care îl oferă Uniunea Europeană în promovarea egalității de gen. Bună ziua, stimate viceprimar, stimate vicepreședinte, stimați colegi, parteneri. Sunt onorat să mă aflu astăzi aici la lansarea acestei campanii de 16 zile de activism împotriva violenței de gen. Aș dori să mulțumesc UN Women, UNICEF și partenerilor locali pentru faptul că ne-au adunat aici și pentru a marca tema acestui an. Colorăm lumea în oranj, eliminăm violența împotriva femeilor acum. Uniunea Europeană salută ratificarea Convenției Istanbul de către Republica Moldova, care demonstrează faptul că moldovenii sunt gata pentru a face față violenței împotriva femeilor, care este o încălcare gravă a drepturilor omului. 30 de ani mai târziu, de la lansarea pentru prima dată acestei campanii în 1991, violența împotriva femeilor rămâne o problemă prevalentă în societate. Aproape 2/3 de femei sunt expuse la violență din partea partenerilor lor în viața lor. Numărul de cazuri de violență împotriva femeilor a crescut în pandemia COVID-19, când multe femei au fost forțate să se izoleze acasă cu agresorii lor. Uniunea Europeană sprijină supraviețuitoarele violenței și a contribuit cu 5 milioane de euro la consolidarea acțiunilor de asigurare a egalității de gen în Cahul și Ungheni. Prin această inițiativă, noi am asigurat că serviciile pentru supraviețuitoarele violenței au rămas deschise în timpul pandemiei, oferind echipamente de protecție personală. La fel, am susținut femeile în lansarea inițiativelor, activităților care generează venituri, ceea ce poate reduce factorii de risc la care sunt supuse acestea, precum sărăcia, inegalitatea și șomajul. UE salută parteneriatul puternic care a fost creat cu localitățile, autoritățile locale din raionul Ungheni. Aceste comunități campioane în asigurarea egalității de gen vor adopta bugete sensibile la gen și vor dedica cel puțin 2% activităților de eliminare a violenței împotriva femeilor și copiilor. Aceasta va permite extinderea și îmbunătățirea calității serviciilor inclusive, durabile, de răspuns, pentru a garanta că toate supraviețuitoarele pot accesa ajutorul în momentul în care au nevoie de acesta și nimeni să nu rămână în urmă. De asemenea, vom finanța măsurile de prevenire care vor stopa violența înainte de aceasta să aibă loc. O parte importantă în soluționarea, în eliminarea stereotipelor de gen dăunătoare, comportamentul normelor care perpetuează violența în societate. UE, de asemenea, investește în asigurarea accesului egal pentru femeile în funcțiile de conducere și participare amplă și în procesul de luare a deciziilor. Acest eveniment nu este important datorită dreptului democratic al femeilor, dar datorită faptului că noi credem că
includerea femeilor în identificarea soluțiilor pentru a elimina violența împotriva femeilor este crucială. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dorim tuturor un eveniment de succes, să colorăm lumea în oranj împreună. Vă mulțumim mult pentru mesajele puternice și pentru sprijinul continuu acordat Republicii Moldova. Una din trei femei, începând cu vârsta de 15 ani și peste din întreaga lume, a fost supusă violenței fizice sau sexuale de către partener cel puțin o dată în viață. A constatat domnul Ternovski și o constată și specialiștii, pandemia de COVID-19, din păcate, a afectat și mai mult situația femeilor care se confruntă cu abuzuri. Iată de ce considerăm că violența față de fete și femei, sub orice formă și în orice circumstanță, reprezintă un fenomen complex, ce trebuie prevenit și combătut eficient. Evenimentul de astăzi, de la Ungheni, spuneam, face parte dintr-o campanie la nivel global, și anume campania 16 zile de activism împotriva violenței de gen. Ce mesaje încercăm să transmitem prin intermediul acestor activități? Aflăm de la reprezentanta de țară a UN Women Moldova, Dominica Stoianoska. Vă mulțumesc și bună ziua! E foarte dificil să vorbesc prin mască, dar am să fac tot ce mi stă în putere. Stimate vicepreședinte, viceprimar, dragi colegi Gintautas și Ilia, mulți stimați reprezentanți din raionul Ungheni, vreau să vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru consolidarea eforturilor într-o a celebra această campanie de 16 zile pentru eliminarea violenței în bază de gen și aș vrea să vă spun unire eforturilor pentru a spune și aș vrea să vorbesc din inimă și aș vrea să subliniez câteva lucruri. Întâi de toate, de ce este important acest lucru? Noi, odată pe an, avem aceste 16 zile când sunt realizate activități concentrate pentru a sensibiliza opinia publicului cu privire la faptul că violența pe bază de gen și violența împotriva fetelor și femeilor este o încălcare a drepturilor și tot societatea, începând de la persoane ca noi până la comunități, societății de întregul, trebuie să facă totul ce le stă în putere pentru a preveni întâmplarea violenței și de asemenea să reacționeze astfel încât protecția să fie asigurată și de asemenea ca agresorii să fie trași la răspundere. Această campanie portocalie, oranj, o numim noi, pentru că oranjul aprinde flacăra speranței. Noi chiar sperăm că vom elimina violența pe bază de gen și trebuie să facem asta acum. Ce este important anume în acest an? Există multe inițiative și eu am să menționez unele din ele, inclusiv cele ce se întâmplă în Ungheni. Astăzi vom avea o discuție despre toate eforturile noastre comune cu privire la prevenirea violenței prin lucru în comunități, în școli, sensibilizarea publicului cu privire la ce înseamnă prevenirea violenței, ce înseamnă bullying-ul, care sunt relațiile de putere între fete și băieți, care sunt stereotipurile pe care le avem în noi, cei buni pentru băieți și cei buni pentru fete și invers, dar de asemenea o să vorbim despre consimțământ. Ce înseamnă hărțuirea sexuală, ce înseamnă flirtare, ce înseamnă violență sexuală și lucrul care se face pentru protecție prin intermediul echipelor multidisciplinare și lucrul lor comun pentru asigurarea faptului că sprijinul este acordat celor ce suferă de violență astfel încât toate serviciile să fie acordate persoane, astfel încât ea să nu fie victimizată, e la fel de important. Și în acest an am început campania cu un mesaj foarte important. Să punem capăt violenței acum. Cum să facem asta? Am început anul prin a asculta pe cele afectate, victimele și supraviețuitoarele. Și dacă vrem să punem capăt violenței, trebuie să ascultăm pe cele care au trecut prin astfel de experiențe. Trebuie să avem încredere în supraviețuitoare și trebuie să luăm acțiuni. Am avut un eveniment la Parlament, găzduit de Parlamentul Republicii Moldova și am auzit
istorii despre femei care ne-au dat recomandări despre ce ar trebui să facem, ce să evităm a face, astfel încât istoria lor să nu se repete. Și am auzit cazuri când femeile spuneau că am suferit violența timp de 11 ani, timp de 16 ani, după care am zis că până aici a fost, după care mi-a reușit să-mi reconstruiesc viața. Astea sunt istorii pe care trebuie să le ascultăm și trebuie să facem ceva ca să prevenim întâmplarea unor astfel de lucruri și de aceea lucrul nostru cu copiii, cu profesorii, în școli, în comunități, ne va schimba comportamentele și să ne axăm pe faptul că să facem pe copiii noștri să înțeleagă ce înseamnă relațiile, ce înseamnă relații respectuoase, relații bazate pe calitate, ce înseamnă consimțământul, pentru că am avut o fată de 17 ani care vorbea despre experiența ei mai multe situații și ea era foarte fermă. Ea spunea că nu a acordat consimțământul și nu a fost ascultată. Astea sunt vocile pe care trebuie să le ascultăm și trebuie să acționăm în mod corespunzător și cred că prin intermediul proiectului Eva asta facem aici. Și sunt foarte bucuroasă că conexiunea dintre eforturile de prevenire, eforturile de protecție ale echipelor multidisciplinare, crearea de servicii noi care au fost deja menționate, sunt un pas important înainte, dar de asemenea aș vrea să subliniez relevanța conexiunii, conectării tuturor acestor eforturi cu planificarea și elaborarea bugetelor la nivel de raion, pentru că doar așa putem eradica. Și în încheiere, încă suntem în pandemie, încă continuăm să purtăm măști, dar să nu uităm, violența pe bază de gen, violența împotriva fetelor și femeilor e pandemia din umbră. Ea exista dinainte de COVID, ea încă există și cele mai recente rapoarte care au fost publicate la nivel global au demonstrat de fapt că violența crește din cauza consecințelor pandemiei și a impactului negativ pe care pandemia l-a avut asupra familiilor, asupra femeilor și bărbaților. De aceea sunt foarte bucuroasă că dumneavoastră lucrați, că noi să avem oportunitatea să vă susținem, să lucrăm împreună cu dumneavoastră, deoarece consider că acest lucru va duce la rezultate de durată și sunt bucuroasă să văd un nivel de angajament atât de înalt din partea autorităților ca să se întâmple. Monica Stoianovska, reprezentantă de țara UN Women în Moldova. De ce sunt îngrijorătoare statisticile și cazurile despre care vorbim noi astăzi? Pentru că deseori în spatele unei femei care suferă de violență se află unul sau poate chiar mai mulți copii. Îl invit cu un mesaj de încurajare pe reprezentantul adjunct de țară UNICEF Moldova, Ilia Talev. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! E o plăcere să fiu astăzi aici. I hope I didn't butcher that statement. Sper că v-am distruze tot fraza asta în română, așa că vă trece acum la limba engleză. Într-adevăr, e o plăcere să fiu aici cu dumneavoastră. Și în loc să închei cu cuvinte de mulțumire, aș vrea să încep, de fapt, prin a-mi exprima recunoștința, întâi de toate, față de partenerilor la minister, viceprimar, partenerii noștri în implementarea proiectului Uniunea Europeană și UN Women. Vă mulțumesc tuturor dumneavoastră, prezența astăzi, tuturor partenerilor noștri de implementare, tuturor persoanelor implicate nu doar în campania de 16 zile împotriva violenței bazate gen, dar toți dumneavoastră care sunteți în prima linie, profesori, cadre medicale, sensuri care văd și lucrează pentru a elimina violența. Asta în mod tipic e una din părțile mele preferate ale anului și nu din cauza că e vorba de raportarea la final de an, în instituțiile și tot lucrul aferent, dar îmi place deoarece campania de 16 zile de eliminare a violenței împotriva femeilor și la fel ca Ziua Mondială a Copiilor pe 20 noiembrie, într-un fel simbolizează importanța abordării problemelor femeilor și copiilor într-un mod unificat și cât de apropiate sunt problemele care afectează și femeile și copiii, în special problemele legate de violență. De aceea e o perioadă de
celebrare, de recunoaștere a tuturor activității pe care am întreprins-o noi toți pentru a depăși problemele de violență. Și de asemenea, cred că e o perioadă de timp când trebuie să reflectăm asupra gravității acestor lucruri și ceea ce pomenea Dominica, că este o problemă care ne afectează pe toți. Ne afectează pe toți cât ne putem ține minte, de când eram copii, și sunt probleme care vor continua să ne afecteze încă ani la rând, din păcate. Dar asta nu ar trebui să fie un anunț care să vă descurajeze. Din contră, e un apel la acțiune, la implicare pentru noi toți ca să eliminăm fenomenul violenței. Și e o problemă dificilă depășit și motivul este că ea se întâmplă peste tot, în școli, afară, online, se întâmplă cel mai frecvent acasă. De fapt, noi ne afectează pe noi toți, afectează femei, copii, afectează bărbați, adulți, afectează pe toți. Și e comisă de atât de multe persoane, de părinți, semeni, profesori, lideri comunitari. Deci toate aceste aspecte fac ca această problemă să fie una extrem de dificil de rezolvat, care necesită ca noi toți să lucrăm împreună la niveluri diferite. Un alt aspect care face problema asta să fie atât de complexă e ceea că e atât de tolerată violența și, deși e atât de prevalentă, motivul prevalenței este faptul că ea este social acceptabilă și tolerată de atât de multe comunități, din păcate. Și putea lucra ani de zile asupra schimbării normelor sociale, stigmatizarea violenței și oricum n-am putea să putem elimina completamente această problemă. De aceea, aceste aspecte complexe fac fenomenul violenței să ne adunăm, să lucrăm împreună, să continuăm să investim, să înțelegem această problemă, deoarece ea are consecințe și urmări pe termen lung pentru noi toți. De aceea, sunt bucuros de fiecare oportunitate pentru a vorbi și a întreprinde acțiuni împotriva violenței împreună. Și sunt bucuros să văd multitudine de persoane, instituții, organizații, în special și victime, care ies în față și vorbesc despre asta, astfel mobilizându-ne pe noi ca comunitate, ca instituții, ca funcționari, ca părți interesate pentru a întreprinde acțiuni. Noi am făcut multe și suntem mândri că am susținut toate inițiativele care au fost întreprinse și vor continua să fie întreprinse în Cahul și în Ungheni. Eu sper că vom putea mobiliza și mai mult, mai multe persoane, mai multe investiții, mai multe instituții, părți interesate care să vină cu noi, să unească forțele cu noi în această luptă cu violența și sper că ceea ce se va întâmpla aici va avea efecte asupra țării în întregime, ca toată țara să spună nu violenței și că data viitoare, când ne vom vedea, în anul următor și peste un an, să putem să ne lăudăm cu cifre mai bune, cu vieți protejate și salvate datorită activității noastre. Vă mulțumesc încă o dată și aștept cu nerăbdare să văd continuarea discuției. Dragi invitați și parteneri, mulțumim pentru aceste mesaje încurajatoare lansate la începutul acestei discuții publice și mai ales pentru sprijinul pe care îl oferiți femeilor și copiilor din Republica Moldova, astfel încât fiecare dintre ele să se simtă în siguranță acasă. Doamna Lazar, domnule Ternovski, apreciem participarea dumneavoastră la acest panel. Vă invit să rămâneți alături de noi și în continuare, însă deja din sală, și să urmăriți întregul eveniment. În schimb, îi invit în scenă pe domnul Tudor Rădeanu, șeful Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei în Ungheni. Bună ziua! Am să vă rog în locul doamnei Lazar, mulțumesc mult. Domnul Vasile Burlacu, șeful secției Securitate Publică, Inspectoratul de Poliție Ungheni. Și doamna Lilia Pascal, șefa Direcției Politici de Asigurare a Egalității între Femei și Bărbați din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Bună ziua și bine ați venit la această discuție publică. Pentru că trecem cu toții prin vremuri grele din cauza pandemiei de COVID-19, precizăm doar că am luat
și luăm toate măsurile necesare pentru ca discuția de astăzi să aibă loc în condiții de maximă siguranță pentru invitații și echipa noastră. De asemenea, dragi urmăritori pe Facebook și privex.eu, vă îndemn să fiți activi și să adresați întrebări în chat-uri. Eu și alături de colegii mei vom avea grijă să adresăm invitațiilor întrebările dumneavoastră. Așadar, spuneam că violența față de femei și fete este o formă de discriminare și o încălcare a drepturilor fundamentale ale omului. Este o cauză, dar și o consecință a inegalității dintre bărbați și femei perpetuate de-a lungul timpului. Violența față de femei se întâmplă peste tot, acasă, în public, în orice societate și în orice țară, indiferent, din păcate, de contextul economic și social. Noi am stat de vorbă cu localnici din Ungheni ca să vedem cum înțeleg ei consecințele nefaste ale violenței și mai ales dacă știu cum să intervină. Vă invit să le urmărim opiniile.
Au fost opinii pe care le-am cules aici, la Ungheni, stând de vorbă cu localnici. Domnule Rădeanu, vă invit să fiți primul interlocutor al discuției de astăzi în calitatea dumneavoastră de șef al Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei în Ungheni. Cum am văzut în acest video, aveți de mai mult timp și o echipă multidisciplinară care intervine prompt în soluționarea cazurilor de violență în familie. Cum a evoluat de-a lungul timpului atitudinea oamenilor față de această echipă multidisciplinară? Pentru că mulți am văzut, constată sau cred că violența este ceva care trebuie să rămână doar în familie, alții dimpotrivă cred că trebuie să se implice. Deci întrebam cum a evoluat atitudinea față de această echipă. În primul rând, bună ziua la toți. E foarte important că noi discutăm această tematică și nu ar trebui numai în contextul unor campanii, dar în permanență de vorbit. Din păcate, fenomenul violenței persistă în viața noastră în permanență. Am putea vorbi de specificul violenței în diferite regiuni, în diferite țări. Fiecare țară are posibil specificul său de violență. La noi e mai specifică violența noastră moldovenească, în alte părți este alt fel de violență. Din păcate, tendințele au apărut și alte forme de violență, violență legată de lumea virtuală, de aspecte foarte îngrijorătoare legate de spațiul virtual și acolo este violență. Și acum aș vrea să mă opresc mai detaliat la ceea ce la noi este aici autohton. N-ar trebui să fim prea severi față de cei care suntem dotați cu obligația de a acorda asistență în spațiul respectiv, în contextul respectiv, deoarece, haideți să fim sinceri, că în Republica Moldova a început să se discute mai detaliat și mai concret pe tematica respectivă, începând undeva de pe anii 2007, având în vedere încă că practic, mai concret, de acest domeniu se ocupă o structură ca asistența socială, care totul este foarte nouă în spațiul statalității Republicii Moldova. Și reșind de aici, noi deja am putea vorbi că din 2007 au apărut standarde, au apărut și cadrul normativ, legea 45, care a fost adoptată în 2007. Au apărut definiții ce înseamnă violență. Violența, care sunt formele violenței, care sunt structurile sau actorii care ar trebui să fie responsabili de un aspect sau altul al violenței. Și de aici deja ne oprim deja la ceea ce au apărut instrumente de lucru care, cu care deja noi operăm în cadrul combaterii, prevenirii violenței. Inclusiv această echipă multidisciplinară. Dar eu vorbesc inclusiv și de echipe ca instrumente de lucru în cadrul intervenției într-un caz sau altul. Aș vrea să dau un exemplu scurt. Nu iubesc statisticele, pentru că asistența socială nu e statistică. Fiecare caz e separat și ar trebui de vorbit de cazuri concrete. Dacă în 2019 în asistența socială au fost înregistrate în jur de 35 de cazuri de violență, toate formele de violență. În 2085 de cazuri. Posibil că este legat și cu pandemia, la care n-am fost așteptați nimeni. Și posibil că aflarea în comun, în spații închise, a creat o agresivitate mai deosebită. Dar tot în statisticile astea aș vrea să reflect un moment foarte important care posibil că va trebui să-l descifrăm. E straniu și trist că nu avem înregistrat niciun caz de violență sexuală în cadrul structurilor de asistență socială. Și de aici apar multe întrebări. Care-i cauza? Și aș vrea să mă opresc mai concret aici, pentru că aici e ascuns, dacă vorbim mai concret de violența sexuală, pentru că
societatea noastră nu îi permite să accepte violența sexuală ca un fenomen negativ. Moldovenii tot timpul leagă chestia asta cu ceva, că noi știm cu toții care este cultura noastră, că femeile n-ar fi trebuit să iasă afară că întuneric sau n-ar trebui să îmbleșa dezbrăcate sau prea frumoase sau altceva. Superstițiile. Altă cauză ar fi de ce femeile nu se adresează, pentru că iarăși mă întorc la ce, că serviciile care noi le acordăm, servicii destul de bune, instrumente bune, specialiști buni, dar nu știi, multă lume nu știe că ar fi posibil ca cumva să intervină cineva din partea statului și să acorde serviciile respective. Și mai sunt multe superstiții care din cauza care noi în societatea noastră nu percepem, adică nu percepem ca o crimă gravă fenomenul respectiv. Și totodată, haideți să discutăm așa că violența sexuală ca crimă este mai specifică, ea are o confidențialitate mai deosebită, ar trebui să fie acordată. Și în contextul echipelor multidisciplinare, posibil că în localitățile noastre n-ar trebui să discutăm tematica respectivă. Posibil că ar trebui să dezvoltăm alte instrumente mai specifice, mai simple și mai confidențiale. Și totodată chiar și serviciile respective ar trebui să fie mai anonime. Și atunci posibil că lumea, cei care necesită ajutor, fetele, femeile, atunci altă încredere ar avea femeile față de structurile statului care se ocupă cu problematica respectivă. Și aici mai sunt și alte aspecte legate de violența în familie, violența sexuală. Ar trebui să discutăm și despre relația victimă-agresor. Pentru noi, cei din asistență socială, agresorul este aceeași victimă. Vrem, noi nu vrem, ca doctorul, că doctorul tratează toate bolile. Și noi, asistenții, suntem obligați, reieșind din specificul activității noastre, tot așa să ne comportăm. Ar trebui programe specializate pentru agresori. Pentru agresori sunt produsul societății noastre. Ei sunt educați de aceeași mame, de aceeași societate și, practic, posibil că n-au avut alte alternative de educație. Mulțumim mult, mulțumim, domnule Rădeanu, mai ales că ați punctat atât de exact lucrurile care trebuie luate cumva și care trebuie dezvoltate aici pentru a ajuta victimele violenței. Ați menționat de polițiști, nu întâmplător, mi-ați ridicat mingea la plasă pentru că tocmai vreau să adresez o întrebare domnului Burlacu. Domnule Burlacu, cu siguranță suntem urmăriți în acest moment, poate live, poate vom fi urmăriți mai târziu de persoane care s-au întrebat, care au fost martorii unui caz de violență, poate și unui caz de violență sexuală la care s-a referit domnul Rădeanu și care pur și simplu nu au știut cum să intervină atunci. Dumneavoastră reprezentați Inspectoratul de Poliție Ungheni. Ce le-ați recomanda acestor oameni atunci când, ce se întreprinde când se confruntă cu o asemenea situație, cu un caz de violență? Deci, în primul rând, vreau să-i salut pe toți cei prezenți în sală, iar organizatorul să le mulțumesc pentru invitație. Întrebarea cum putem interveni, mi-a plăcut un domn în video prezentat, mi-a spus că oricine poate să se sesizeze, deci, cum este prevăzut și expres în legea 45, în articolul 12, este prevăzut expres. Oricine sau oricare persoană care cunoaște despre acte de violență sau este martor sau cunoaște cu bănuială rezonabil că ar putea avea loc astfel de acte, este obligat sau are dreptul să se sesizeze prin depunerea unei cereri sau un apel telefonic, simplu, la organele de poliție, asistența socială, autoritățile publice locale, inclusiv și instanțele de judecată. Care recomandări le poate da poliția. Cu ceva timp în urmă am făcut și niște publicări în presa locală, unde la fel am înaintat niște recomandări. Violența în familie nu se începe acum, ea durează din timp. Și fiecare persoană care cunoaște că în familia lor sunt acte de violență, au loc cazuri de violență în familie, este bine ca din timp să evite locurile închise, de unde nu poate ieși. Adică să aleagă o încăpere, de unde poți liber și ușor, rapid, să ieși din încăperea dată. Să evite cât posibil certurile, conflictele în
baie, bucătărie, unde se pot găsi obiecte ascuțite. Din timp să discute cu vecinii, care ar putea sesiza poliția în cazurile în care aude gălăgii, bătăi, sesizează poliția. Din timp la fel își poate pregăti actele, atât actele personale, cât și a copiilor. Haine de strictă necesitate, bani. Dar simțiți că în ultimii ani crește cumva implicarea celor din jur atunci când observă un caz de violență? Deci toți actorii care au fost prezenți aici au menționat despre faptul că este o creștere a cazurilor de violență în familie. Eu aș spune altfel. Statistic sau numeric este o creștere. Dar părerea mea este că violența anterior nu că a lipsit, doar lumea nu se sesiza, nu se adresa. În prezent, datorită actorilor care au atribuții de prevenire a violenței în familie, a activităților pe care le desfășoară în teritoriu, lumea este mai informată, cunoaște, știe unde se adresează și ce trebuie să facă. Și părerea mea că, da, într-adevăr, se simte adresarea, adică chiar de la societatea civilă. Ați menționat ce ar trebui să facă, de exemplu, persoanele care se află în apropiere de agresori, vecinii, dar la modul practic, poliția, instituția pe care o reprezentați dumneavoastră, cum intervine într-un caz de violență? Deci, ca și orice instituție care are atribuții de prevenire a violenței în familie, avem aprobate niște instrucțiuni metodice prin niște regulamente, ordine interne a fiecare subdiviziuni. La fel și poliția are o instrucțiune metodică aprobată prin ordine Inspectoratului General, prin care sunt stipulate expres, pas cu pas, ce trebuie să facă poliția. Deci ajungi la fața locului, angajații poliției, echipajul de patrulaj și reacționare operativă, din start, izolează agresorul de victime. Deci în primul și în primul rând, izolează agresorul prin reținere, adică metodele sunt diferite. După care recurge la evaluare sau la întocmirea unui chestionar de stabilire a nivelului de riscuri de aplicare a violenței în familia dată. În dependență de riscurile stabilite deja, angajatul poliției la fața locului prezent poate emite un ordin de restricție, în dependență, deci cum am spus, în dependență de riscurile stabilite, sau un avertisment oficial înmânat sau înaintat agresorului. Mulțumesc mult, domnule Burlacu. Am să continui cumva gândul dumneavoastră pentru a sprijini eficient supraviețuitoarele violenței și victimele violenței, inclusiv a violenței în familie, e nevoie de implicare promptă, ați menționat dumneavoastră. Domnule Rădeanu, ce servicii, iată anume servicii și ce instrumentar au autoritățile raionale în ajutorul acestor femei victime? Noi avem un șir de servicii care le acordăm, începând cu implicarea în cazurile de violență a echipelor multidisciplinare. Echipele multidisciplinare evaluează cazul, întocmește, fac o evaluare complexă. Reșind din evaluarea respectivă, se face un plan individualizat de intervenție. În cazuri necesare de stringente, de urgență, avem un centru de plasament, unde, practic, victimele violențele femeile cu copii le plasăm în spațiu respectiv. Avem specialiști care pot efectua o evaluare, o consiliere psihologică, consiliere juridică victimelor respective, în ce direcție ar trebui să se adreseze din aspectul de apărare drepturilor. Colaborăm foarte mult cu actorii toți, echipii multidisciplinare, cu poliția, medicina, alți actori care sunt implicați. Avem și succese, dar, din păcate, fenomenul respectiv, după cum s-a menționat, el are multe carențe. Posibil că ar trebui să mai atragem atenție mai deosebită la prevenire, la aspectele de educație, de crearea unei intoleranțe față de fenomenul respectiv. Din păcate, foarte multe lume trece pe alături. Trece pe alături și noi sunt indiferenți față de violența. Unii chiar consideră că asta așa ar trebui să fie. În orice caz, avem și servicii de specializare mai înaltă, în cazuri foarte rare, dar totuși apelăm și la centrele respective de nivel național. Încercăm să facem față cu toate posibilitățile, servicii materiale, servicii consultanță, advocacy, juridice.
Tocmai din cauza indiferenței la care ați făcut trimitere, domnule Rădeanu, violența domestică în cele mai des cazuri se trăiește în tăcere și noi astăzi am invitat experți care de-a lungul anilor au reușit să facă vocea victimelor auzită. Domnul Pascal, la dumneavoastră mă refer, și domnul Rădeanu a enumerat pârghiile dezvoltate la nivel local aici la Ungheni. Dar la nivel național, cum stau lucrurile? Și ținând cont de faptul că recent a fost adoptată Convenția privind prevenirea combaterii violenței împotriva femeilor și violenței domestice, care este cunoscută mai ales cu denumirea de Convenția de la Istanbul, la modul practic, ce ne așteptăm să schimbe această convenție? Bună ziua la toată lumea! Într-adevăr, subiectul abordat astăzi în acest eveniment este unul de importanță majoră. De asta, în anul 2007, cum deja a fost remarcat, a fost adoptată legea cadru pe domeniu, care a punctat foarte bine accentele care este atitudinea în continuare a statului și a societății față de acest fenomen. În primul rând, această lege ne-a ajutat să scoatem din sfera privată acest subiect și să anunțăm tot publicul și toată lumea că nu mai este o chestiune personală, ci este o problemă socială asupra care trebuie să ne concentrăm eforturile și să găsim soluții și mecanisme de prevenire și combatere. Acestea fiind spuse, Ministerului Muncii și Protecției Sociale revine rolul de coordonator național, atât pe dimensiune de elaborare a legislației, cât și a politicilor pe sector. La nivel local, respectiv, această misiune revine structurii teritoriale de asistență socială. Și aici încercăm să divizăm și să coordonăm aceste aspecte în totalitatea sa. Deci, pe lângă faptul că a remarcat despre existența acestei legi, care pune, deci încearcă pentru în premieră să abordeze acest subiect, și nu numai că scoate subiectul din sfera privată, dar stabilește exact și concret cine sunt instituțiile abilitate pentru dimensiunea de prevenire și combatere și totodată ce fel de măsuri de protecție oferim victimilor și familiilor acestea pentru a depăși această experiență grea și dificilă din viața lor. Acestea fiind spuse, n-am stopat acțiunile numai la legea dată, dar am lucrat în continuu cu toți actorii pentru a înțelege, în primul rând, fenomenul și, doi, pentru a îmbunătăți acele răspunsuri coordonate și eficiente pentru acest fenomen. O altă realizare a guvernului în acest sens este că, odată cu semnarea acestei convenții de la Istanbul, în anul 2017 am înțeles că trebuie deja să mergem pe dimensiunea de abordare holistică a fenomenului, așa cum ne învață de fapt convenția, și am elaborat și aprobat o strategie în premieră pe dimensiunea de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie, care încearcă să abordeze acest fenomen prin prisma celor patru piloni de bază: prevenire, protecție, pedepsire și politici integrate. Iată, în spiritul acestei abordări, astăzi suntem în fața dumneavoastră o dimensiune multidisciplinară, da? Care o încercăm să o reproducem atât la nivel național, cât și la nivel local. La nivel național avem Consiliul Interministerial pentru prevenirea și combaterea fenomenului, care se întâlnește regulat pe problemele și provocările care le avem în sistem și nu numai, batem bilanțul, discutăm deschis și recunoaștem unde avem lacunele și e important că avem un spațiu unde comunicăm. Nu numai între noi, cei care sunt mandatați cu atribuții în domeniu, dar și societatea civilă și partenerii de dezvoltare. Deci, doi, o astfel de abordare și o platformă o avem prin prisma echipelor multidisciplinare la nivel local. Deci, misiunea acestor echipe are o dublă versiune și, în primul rând, aspectele strategice. Deci, este important ca fiecare membru, atunci când este delegat să lucreze în această echipă, să vină înapoi în sector și să spună care sunt carențele, unde sunt lacunile și cum sistemul respectiv pe care îl reprezintă trebuie să adopteze structurali la acest fenomen. Doi, au o altă dimensiune, vizează cea operațională. Echipa
lucrează la direct cu beneficiarul, adică cu subiecții violenței în familie, ceea ce le ajută pe ei, la nivel local, să țină mâna pe pulsul acestui fenomen și pe intervențiile care urmează să fie făcute. Avem la nivel național și instrumentariul operațional elaborat pentru fiecare sector. Există instrucțiuni, atât pentru poliție, pentru asistență socială, cât și pentru sectorul medical, cum să intervenim. La momentul actual lucrăm și asupra dezvoltării și aprobării unor instrucțiuni comune. Da? Să ne fie mai clar de unde și până unde este atribuția fiecăruia și unde deja venim în platou împreună. Avem un spectru de servicii specializate pe Republică. La momentul actual dispunem de circa 11 centre de plasament care oferă plasament atât victimelor cât și copiilor acestora. Și un alt element care aș vrea să-l accentuez prin prisma aspectului național este faptul că avem implicați și sensibilizate la acest capitol atât sectorul de justiție cât și sectorul organelor de forță. Deci ceea ce este în premier în aspect unui fenomen social și doi, este foarte bine că îi avem alături de noi, deoarece aceste două sectoare necesită o implicare mai sensibilizată. Și faptul, cum a menționat și domnul polițist, într-adevăr, avem majorare de cazuri. Și la întrebarea, de ce oare? Oare chiar acum ne confruntăm cu acest fenomen în amploarea sa? Eu aș tot aș răspunde anume din motivul că, și chiar în filmulețul care l-ați prezentat, am văzut că foarte multă populație cunoaște, dacă nu în totalitate, măcar câte ceva despre fenomenul și de faptul cum statul oferă soluții, da, și doi, a crescut, într-adevăr, credibilitatea victimilor în diferite sisteme, dar mai cu seamă în cel de justiție și a poliției, ceea ce este salutabil și cred că asta va ușura atât sarcina noastră și atribuțiile care le avem în depășirea acestui fenomen, cât și va cultiva o altă cultură, o altă atitudine a populației față de acest fenomen. Și la ultima întrebare cu privire la ce ne așteptăm să schimbe această convenție în mod practic, aș remarca faptul că dacă până acum tot ce am vorbit eu s-a făcut în plan național după un exercițiu voluntar, deci odată cu ratificarea acestei convenții noi ne angajăm legal și instituțional. Deci să dezvoltăm mecanismele în spiritul acestui standard european, internațional, care este considerat ca unul de aur pentru dimensiunea de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie. Deci vom avea nu numai o implicare și o asumare de responsabilități în plan național și internațional, dar vom avea și o monitorizare în acest aspect și o colaborare directă cu mecanismele internaționale stabilite pentru monitorizarea, asistența și ghidarea țărilor în asigurarea implementării acestei convenții și acestor prevederi pe care ni le-am asumat. Vă propun aceste concluzii la care am ajuns până acum să le întărim cu un material video despre o problemă la care s-a referit domnul Rădeanu și anume angajamentul administrației de la Ungheni privind dezvoltarea serviciului specializat pentru victimele violenței sexuale. Apărarea drepturilor omului și, în deosebire, apărarea femeilor și copiilor este o prioritate fundamentală a autorității publice locale. Avem nenumărate cereri adresate autorității tutelare cu referire la aplicarea violenței. Victimele se adresează și la poliție, în unele cazuri se adresează și la asistentul social, și personal se adresează chiar și la noi. Ori noi putem afla tangențial sau
prin cineva de cazurile respective. În 9 lunile anului 2021 au fost înregistrate de către poliție 14 cazuri, comparativ cu 8 cazuri de infracțiune înregistrate anul precedent. Deci se atestă o mică creștere a acestui fenomen. Nu avem un protocol sau o procedură operațională standard cum am proceda cu victimele acestei infracțiuni. Deci, pentru moment, victima se adresează în secția de internare la departamentul de primiri urgente în caz că are și nevoie de asistență medicală de urgență. Angajații secții investigații infracțiuni, cât și ofițerii de sector, proced la stabilirea locului aflării persoanei care comis infracțiune, discută cu victima, acumulează probele și acumulează materiale în vederea stabilirii tuturor circunstanțelor cazului. Timpul trece, ar putea să piardă niște probe foarte importante care trebuie apreciate numai decât de către medicul legist. Victima este purtată la toate instituțiile, deci judiciare, legale, pentru ajutor psihologic. Procedurile respective sunt generaliste. Ele sunt aplicate din aspectul violenței în general, dar noi vorbim aici de o violență mai specifică, care necesită alte abordări cu alte instrumente de lucru. În cadrul instituției noastre nu activează până când un medic legist. Victima, dacă îi dispune starea de sănătate să se deplaseze în acea localitate, de regulă sau la Călești sau la Nispăreni, pentru a se lua anumite probe de către medicul legist. Conducerea raionului, cu drag și cu multă responsabilitate, își dorește serviciul ăsta specializat, unde se vor încadra și medici, și asistenti medicali, și psihologi. Este absolut necesar ca acest centru să fie în incinta instituțiilor medicale. În multe țări, aceste centri sunt anonime, fără inscripții, că aici sunt victimele violenței sexuale. Este foarte important ca accesul și intrarea, da, în acest centru să fie absolut separată pentru a oferi o confidențialitate sigură acestor pacienți. Grupul de lucru care ar lucra cu această victimă trebuie să fie absolut pregătit și să fie instruit cum ar trebui să lucreze ca victima să nu fie interogată de mai multe ori. Primii ani noi vom pune accent mai mult pe restabilirea sau creierii mai multe încrederi a cetățenilor, a femeilor, bărbaților în structurile statului. Să avem niște reguli de joc comune cu toate structurile care ar trebui să fie implicate aici. E vorba de poliție, e vorba de procuratură și totodată serviciile necesare, servicii medicale, servicii de asistență socială. Victima să se simte în siguranță, unde se poate liber să-și expună toată problema, să povestească liber tot ceea ce s-a întâmplat. Plus aceasta ne-ar da nouă posibilitate să investigăm mai calitativ acest genuri de infracțiuni. Dacă Raionul Ungheni va fi creat acest serviciu specializat, cazurile vor fi raportate, va fi o deschidere mai mare pentru autoritatea publică locală. Acest centru se integrează perfect inclusiv și la ceea ce Republica Moldova a aderat la convenția de la Istanbul legat de apărarea drepturilor femeilor în caz de abuz sexual. Și noi salutăm și suntem pregătiți să punem umărul ca serviciul dat să fie implementat cu succes în Raionul Ungheni. Așadar, Raionul Ungheni devine un pioner prin crearea acestui centru, însă, potrivit statisticilor la nivel național, și am auzit și din acest video, lipsesc servicii specializate care să ofere asistență și protecție victimelor infracțiunilor privind violența sexuală.
Răspunsul, din păcate, la asemenea cazuri este deseori fragmentar, lipsește buna coordonare intersectorială a specialiștilor din domeniul dreptului, justiției, medical și social. Ungheniu reprezintă un caz frumos de cooperare. Din păcate, însă, există cazuri când lipsesc procedurile operaționale clare, care să reglementeze managementul cazurilor de violență sexuală. Doamna Stoianoasca, ce soluții au identificat organizațiile partenere din cadrul familiei ONU pentru rezolvarea acestor situații și provocări? Mulțumesc pentru întrebare. Și consider că videoul a demonstrat multe lucruri, demonstrează multe lucruri care trebuie făcute și care se desfășoară deja. Acest video rezultă în urma unor mai multor ateliere de lucru de co-creare a unui astfel de serviciu. Necesitatea este clară. Din punct de vedere a asistenței pentru victime, dar și pentru a îndeplini criteriile ce rezultă din ratificarea Convenției de la Istanbul. Acest serviciu se numește serviciu specializat, care în cazul supraviețuitoarelor victimelor violenței, un astfel de centru trebuie să deservească 200.000 de persoane ca standard. Avantajul, întâi de toate, ceea ce am și auzit în video, e că avem o echipă de aproximativ 62 de medici care au fost implicați, asistenți sociali, psihologi, polițiști, adică toate echipele multidisciplinare s-au adunat pentru a discuta standardele pe care le stabilește Convenția de la Istanbul, care sunt considerate de cele mai bune standarde, la fel, ținând cont de realitatea contextului din Ungheni și necesitatea unui astfel de serviciu. Așadar, acest serviciu, după cum a fost menționat, nu vreau să repet, dar acest serviciu trebuie să fie amplasat într-un loc. Și scopul este evitarea revictimizării persoanei. Victima deja este extrem de traumatizată și, de regulă, astfel de servicii sunt amplasate, nu neapărat, dar de regulă sunt amplasate într-un spital unde poate fi acordată toată asistența, unde primul ajutor e legat de protejarea și stabilizarea victimei, deoarece trauma este imensă și în acest caz vorbim de asistență medicală, dar și psihologică, dar și examinarea medico-legală, pentru că dacă victima decede să continue ca în funcție de gravitatea cazului, există nevoie de probe care să fie colectate, prelevate corect și să ia parte din proces. Scopul este să fie toate aspectele astea într-un singur loc și să fie acordată asistență supraviețuitoare și să evităm situația când victima întâi merge la poliție, după care la asistență social și mai departe. Respectiv, dacă persoana vine într-un singur loc și toți prestatorii de servicii vin la ea, vor povestește istoria o singură dată. Dar dacă trebuie să meargă persoana de la un loc la altul, asta înseamnă că tu reînvii, tu retrăiești trauma asta încă o dată și încă o dată. Iată, anume din acest scop, centrul trebuie să fie într-un singur loc, să asigure protecția imediată, să fie prelevate probele și, de asemenea, să evalueze necesitatea de sprijin ulterior de care va mai avea nevoie persoana. Și sunt bucuroasă că soluția oferită a fost generată în co-creare cu autoritățile locale și sunt bucuroasă de acest lucru. În același timp, lucru menționat în video, standardele și standardele operaționale și procedurile. Astfel de servicii trebuie să funcționeze pe baza unor standarde și proceduri foarte clare, inclusiv confidențialitatea, un fapt foarte important, dar și măsuri de siguranță. S-a vorbit despre o intrare separată, dar și, de asemenea, este nevoie de protecție pentru a evita faptul că victima să
să-și dăuneze ei însăși, pentru că se pot întâmpla și așa cazuri. Și aici, și sunt bucuroasă că doamna Pascal participă la discuție, lucrul în conexiune cu nivelul local și național e extrem de important, deoarece ce co-creăm noi este același lucru care e creat la nivel național ca standarde și protocoale care vor trebui să fie respectate. Așadar, perspectiva e să creăm serviciu, să creăm astfel de proceduri care să fie respectate cu strictețe, dar să lucrăm cu echipele pentru a implementa aceste proceduri, pentru a asigura protecția, asigurarea confidențialității, cum și procedurile de mai departe, în caz dacă această cauză ajunge în instanță. Asta am discutat în contextul Centrului pentru Supraviețuitoare și am văzut că numărul de cazuri a fost 14,9 anul trecut, dar astăzi doar cazurile care au fost raportate. Dar noi credem că în caz dacă vor apărea informații că există astfel de serviciu și că există încredere că va fi asigurată protecția și confidențialitatea, noi credem că va fi cerut ajutor. De la alte femei vor solicita ajutor de la acest serviciu. Pentru că în realitate și facem asta ca să facilităm și faptul ca femeile din regiunile învecinate să utilizeze acest serviciu. Acesta e un lucru în desfășurare și cred că cel mai important rezultat al lui e faptul că e un lucru co-creat și e aliniat la procesele naționale. Și ăsta e primul pas în care Ungheniul, de fapt, sprijină implementarea cerințelor Convenției la Istanbul prin crearea primului serviciu de acest tip din țară. În esență, cam asta e și sunt bucuroasă că VIEU a demonstrat același lucru. Organizație care este sensibilă la nevoile femeilor și mai ales copiilor, ori deseori dincolo de sfaturi, bani, victimele violenței, copiii, femei au nevoie întâi de toate de implicare, atenție și solidaritate umană. Cum îi motivăm pe cei din jur să nu rămână surzi și muți la cazurile de violență? Cum îi motivăm să se implice? Mulțumesc. Vă mulțumesc mult. E o întrebare minunată. Și cred că sunt atât de multe lucruri pe care le putem face și le facem ca lumea să întreprindă acțiuni împotriva violenței și cred că am spus 5 lucruri care eu le consider că sunt cele mai importante. Primul lucru și aceste 5 lucruri, de fapt, sunt menite să atingă 5 categorii de persoane în funcție de ceea ce fac ei. Primul lucru este ceea ce facem astăzi, să ajungem la persoanele care deja sunt implicate într-un fel sau altul în această luptă împotriva violenței. Noi împărtășim cunoștințe, noi facem schimb de idei, facem acest schimb de idei despre ce se întâmplă astăzi aici, ce s-ar putea întâmpla mai bine. Deci învățăm și ne sprijinim. Astea sunt cei care sunt în avangardă acestui proces. Dar persoanele astea vor trebui să continue să fie motivate, să fie împreună cu noi și mai departe, să participe la această luptă, pentru că eu cred că aceasta va fi o luptă de durată. Al doilea lucru este să ajungem la cei care sunt motivați de nivelul de injustiție și nivelul oribil al violenței. Cum ajungem la acele persoane? Facem asta prin a da voce și vizibilitate victimelor. Pentru că dacă victimele pot să împărtășească istoriile lor și lumea ar putea deveni marturi ale consecințelor oribile ale violenței, după cum a fost pomenit mai devreme, cred că aceste persoane vor fi motivate și nu vor putea rămâne indiferente și vor vrea să întreprindă acțiuni. Al treilea lucru pe care trebuie să-l facem este că sunt persoane în funcții ce pot întreprinde
întreprinde acțiuni politice, lideri comunitari și noi trebuie să înțelegem ce motivează oare pe ei. Și în timp ce aceste persoane pot fi motivate de situații ca astea sau de istoriile oribile prin care trec victimele, dar noi putem vorbi cu ei despre care sunt consecințele sociale ale violenței. Ei ar putea fi mai mult afectați de faptul că violența are consecințe pe dezvoltarea economică. Și asta e o problemă socială, problemă politică care are consecințe pe care ei, ca lideri, vor trebui să le abordeze și ca deținători ai puterii, ca lideri politici. Deci trebuie lor să le explicăm ce înseamnă violența pentru societate, costul pe care îl reprezintă, investițiile pe care trebuie să le facem în instituțiile noastre ca să le consolidăm și ca ele să poată interveni. A patra categorie de persoane sunt cele care probabil participă în această luptă, dar încă nu au văzut schimbări. Luptând ani de zile cu acest fenomen, oricum vorbim de violența în secolul 21 încă are loc. Și în acest caz, ce trebuie să facem este să oferim exemple de succes. Multe țări, n-aș putea spune că au eliminat violența în totalitate, dar multe țări din Europa Occidentală, din OCDE, din țări în dezvoltare, au reușit să reducă semnificativ gradul de violență, adică ceea ce facem contează, ceea ce facem noi poate aduce diferență. Și acesta e un mesaj important pe care să-l comunicăm. Trebuie să continuăm această luptă și până la urmă vom vedea rezultate. Și al cincilea lucru, ultimul, și asta mi-a venit când ascultam pe ceilalți vorbitori. Există persoane care ar vrea să întreprindă acțiune și sunt motivate, aceste persoane, dar nu știu cum. Și ascultam atent despre raportare și de ce lumea nu acționează, de ce lumea nu raportează. Și noi trebuie să oferim informații, cunoștințe persoanelor, ce să facă dacă sunt martori sau dacă devin victime ale violenței. Dacă acestor persoane le va fi foarte clar ce mecanisme de raportare există, dacă le va fi cunoscut ce pot face instituțiile pentru a le sprijini, cred că probabilitatea că aceste persoane vor acționa va fi mult mai înaltă. Și iată, astea sunt cinci lucruri cele mai importante. Cred că există mult mai multe, dar în contextul ăsta, ar spune că astea sunt cinci cele mai importante lucruri necesare. Colegii din regie, că avem și întrebări din sală pentru invitații noștri, în cazul în care este așa, vă rugăm mult să ne dați un semn. Da? Bună ziua! Mă numesc Veronica, sunt asistent social Primăria Teșcureni. Suntem foarte bucuroși că Uniunea Europeană este alături de noi și sprijină proiecte în combaterea violenței, dar am așa o întrebare. Aș vrea totuși, curioși, prin ce v-am cucerit că anume ați ales să promovați proiecte în combaterea violenței, anume în raioanele noastre, Ungheni și Cahul. Mulțumim mult. Dacă ați menționat Uniunea Europeană, bănuiesc că întrebarea este pentru domnul Ghintautas. Da, Ghintautas, da. Vă mulțumesc mult pentru întrebare. E foarte potrivită pentru ziua de astăzi. Și, de fapt, sunt două aspecte aici. De ce sprijinim aceste proiecte și de ce anume în Ungheni? De ce sprijinim aceste proiecte în general? Cred că partea asta a fost explicată deja de colegi. Aș spune și din partea mea că violența e un fenomen foarte complex. Ea există, adică utilizare de forță în mod necorespunzător și, de exemplu, azi dimineață, prineam încheierea unui proiect pentru ofițeri de poliție, pentru infracțiuni, adică dacă, de exemplu, sunt proteste în stradă și dacă poliția utilizează violență față de persoanele din stradă, lumea devine și mai violentă și persoanele vor crede și mai puțin în poliție și vor încerca să rezolve problemele ține stătător și vor încerca să găsească justificări de ce ei sunt victime ale violenței și nu vor căuta sprijin la poliție pentru că nu au încredere. Așadar, sprijinul pe care
îl acordăm noi pentru a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor și asta se rezumă la reducerea violenței, reducerea corupției ulterior, oferirea de instrumente, eforturi pentru a găsi soluții la astfel de probleme și conflicte fără a recurge la violență. Și apoi, de ce anume Nungheni? Cred că, așa cum a spus domnul viceprimar, angajamentul pe care l-am avut din partea autorităților locale de a rezolva aceste probleme. Exemplul de a fi un exemplu pentru regiune, pentru țară, mai pe larg. Cred că acest fapt a fost un aspect foarte important care ne-a făcut să alegem Ungheniul ca regiune în care se implementă diferite proiecte, dar de asemenea încercăm să avem o abordare complexă față de îmbunătățirea calității vieții oamenilor și să oferim oportunități pentru a avea parte de o viață mai bună. Și considerăm că toate astea luate împreună și această asistență, oferire de instrumente, sensibilizarea opiniei publice despre violență și cum să o eliminăm, face parte din toate astea, fac parte din abordarea pe care Uniunea Europeană o aplică în asigurarea unui nivel de trai mai bun, o calitate vieții mai bună în regiune și sper că acesta va fi un exemplu pentru populația Moldovei în general. Mai sunt întrebări în sală? Da, vă rog. Bună ziua, mă numesc Lilia, activez în calitate de asistent social și aș vrea o întrebare către doamna Lilia Pascal. Deci, noi activăm, suntem în prima linie, încercăm să facem față provocărilor și să ajutăm femeile care se confruntă cu violența în familie. Observăm că în unele cazuri avem rezultate, în unele cazuri mai puțin. Femeile încearcă să vorbească despre problema lor, dar ne interesează, adică cum am putea ca serviciile pe care dumneavoastră le-ați menționat să le avem și noi în localitățile noastre sau să fie măcar în fiecare raion, serviciile referitor la victimele violenței în familie. Da, vă mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, subiectul serviciilor specializate pentru subiecte violenței în familie este unul crucial pentru combaterea acestui fenomen și aici vreau să spun că este și un subiect interdisciplinar. Remarcasem anterior că construim abordarea de prevenire și combaterea acestui fenomen prin prisma celor patru piloni. Păi iată, serviciile acestea specializate, ele sunt necesare pe două dimensiuni, cum ar fi prevenire și protecție. Deci la aspectul de prevenire vreau să menționez că aici și Moldova are anumite realizări. Avem telefonul de încredere care este finanțat de către bugetul de stat și este prestat de către La Strada, Organizația Internațională La Strada și 08.000 8.000, deci aici victimele pot apela 24 din 24 de ore, 7 zile în săptămână, deci este un telefon hotline gratis și inclusiv oferim posibilitate ca să fie apelanții să poată veni cu un sunet dacă au ceva de raportat, ori ceva de întrebat și inclusiv de psihotarele țării. Deci un alt subiect ar fi cele specializate la care v-ați referit. Aici remarcăm că în spiritul convenției, articolul 10, avem centre de zi la momentul actual care sunt prestate în prepoderent de către organizații neguvernamentale, dar avem și centre de plasament, remarcasem 11 la număr. Convenția ne mai spune că trebuie să dispunem și de centre specializate pentru victime violenței sexuale. Și raioanele Cahul și Ungen vin în premieră să aducă în spațiul nostru național aceste tipuri de servicii. Sperăm noi că prin pilotarea acestora, sigur că ne dorim replicarea în plan național și aici aș vrea să remarc o provocare care o are sistemul de protecție socială la momentul actual.
Provocarea constă în faptul că victimele violenței în familie, violențe sexuale, în general victimele ca profil de beneficiari în sectorul de protecție socială este unul inovator începând cu anul 2005, când prin prima dată a adoptat legea cu privire la prevenire și combaterea traficului de ființe umane. A doilea profil de victimă a venit în sistem în 2007, atunci când a aprobat legea cu privire la prevenire și combaterea violenței în familie. Deci, iar legea 137 cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor deja ne pune într-un spațiu, într-un cadru, cum trebuie să dezvoltăm și ce fel de servicii trebuie să dispunem pentru o nouă categorie de beneficiari în sistem, cum ar fi victimele infracțiunilor. Și aici, într-adevăr, trebuie să muncim și cumva să construim acest sistem de reabilitare și să oferim această infrastructură a serviciilor sociale specializate victimelor infracțiunilor, inclusiv violențe sexuale și violențe în familie, pe tot teritoriul Republicii. Sigur că mizăm foarte mult și în continuare pentru deschiderea autorităților publice locale la acest subiect, da, și angajamentele care vor să le asume, că ulterior exercițiul este unul, știți, cumva interconectat la ceea ce ne dorim, planificăm prin anumite strategii, iar când ajungem la aspectul de practică, la aspectul realității, avem nevoie și de aceste angajamente locale care să perpetueze an de la an, evoluând în diversificarea acestora, ori utilizarea platformelor comune ale serviciilor existente. În speranța că împreună cu dumneavoastră, toți cei care sunt astăzi în sală, care ne aud, inclusiv prin alte raioane, vom încerca să construim acest sistem și această infrastructură a serviciilor, nu numai prin deschiderea anumitor servicii specializate în raionul Ungheni, dar și replicarea acestora pe Republică. Și aici sperăm noi că diversificarea va rezida în atât servicii de criză care sunt necesare pentru victimele infracțiunilor, cât și cele de lungă durată. Mulțumim mult, doamnă Pascal. Dragi colegi din sală, mai avem întrebări? Bună ziua tuturor! Aș avea o întrebare către doamna Dominic. Sunt asistent social, primăria Zagarancea. Neastră ați menționat la începutul convorbirii că femeile trebuie să se implice, noi trebuie să le susținem. În cazul, aș vrea o întrebare la dumneavoastră, un răspuns. Ce are de câștigat societatea în care, în cazul, noi ne implicăm mai insistent împotriva violenței și în cazul susținerii femeii, în cazul de a o susține în tot ceea ce ea își propune? Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Să încerc să vă dau un răspuns scurt, deși este foarte important întrebarea aceasta și aș vrea să vorbesc mai mult timp cu dumneavoastră pe acest subiect. Da, femeile au nevoie să se implice la toate nivelurile. Inițial m-am referit la faptul că noi vrem să încurajăm femeile care au suferit de violență în orice modalitate posibilă, care au cu susținere, deci în primul rând femeile să vorbească dacă au fost supuse violenței de orice tip, fizică, emoțională, sexuală, să le încurajăm să eliminăm stigma de a vorbi deschis despre aceste probleme, trebuie să vorbim și să facem tot ce putem pentru a preveni violența, dar și să reacționăm, să intervenim când se întâmplă. În același timp, vedem femeile devenind din ce în ce mai implicate în procese la nivel de comunitate, în calitate de lideri, în politică, la nivel național, în administrația publică, precum și în funcțiile de conducere, decizionale. La fel, este important, deoarece această la reducerea inegalității existente în țară între bărbați și femei, nu doar în Republica Moldova, ci și în orice țară din lume. Nicăieri nu am atins o inegalitate zero între bărbați și femei. Dezvoltarea economică a țării este importantă. Important este ca femeile să fie implicate și
Acesta este un beneficiu, un câștig pentru întreaga țară. Este important pentru economie și important pentru a implica aceste femei, să facem vocilor auzite și ele trebuie să fie implicate în viața economică sau decizională, deoarece au perspective diverse față de agenda. Avem dovezi care arată că la moment femeile încep să se implice mai mult și vedem probleme care sunt incluse pe agenda politică, eliminarea violenței, care nu era pe agenda politicienilor acum 20 de ani, ci doar activiștii, organizațiile care au început această luptă în anii 70. Dar a devenit un subiect pe agenda politică, socială, în momentul în care femeile s-au implicat mai mult la nivel decizional, în procesele decizionale. În același timp, având un spațiu egal pentru decizii, le-a permis și bărbaților să se implice în această problemă. Mai mulți bărbați acum vorbesc de necesitatea eliminării acestui fenomen, deoarece sunt atinși personal, având fiice care pot să devină supraviețuitoare ale diferitelor forme de violență. Întreaga societate trebuie implicată. Implicarea femeilor văd ca o problemă de asigurare drepturilor omului, egalității. Faptul că aceste aspecte sunt pe agenda de nivel înalt este important și este important că aceasta aduce beneficii întregii țări. Cu cât mai multe femei sunt implicate în sectorul economic, cu atât mai multe perspective sunt oferite pentru felul în care au loc afacerile. Și aceasta asigură o egalitate mai mare pentru toți și o diversitate și voci mai multe auzite. Văd un rol important pentru noi să continuăm acțiunile noastre și vă mulțumesc pentru întrebare și pentru faptul că sunteți implicați. Toți asistenții sociali, sunteți cei de pe prima linie care vedeți zilnic istoriile umane, experiențe care sunt dificil de abordat, de a găsi soluții, dar este un colectiv, un efort colectiv care este necesar, oferindu-vă suport dumneavoastră să avem mai puțin de lucru, mai puține cazuri și mai puțin de lucru și noi vom continua să contribuim la asigurarea unei societăți mai sănătoase, cu oportunități egale pentru toți. Aici închei răspunsul meu scurt, dar sunt gata să continuăm discuția după eveniment. Dacă nu avem întrebări din sală, propun cu aceste îndemnuri sensibile și umane să încheiem discuția de astăzi și vă mulțumesc, dragi invitați și invitate, pentru dialogul sincer și punctat pe care l-am avut. Așadar, am ajuns, spuneam, la finalul discuției să eliminăm violența acum, organizată în cadrul proiectului EVA, promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF și care vine să aducă soluții pentru realizarea acestor deziderate în raioanele Cahul și Ungheni. Propun să încheiem discuția cu îndemnul pe curând, pentru că subiecte mai sunt de discutat, provocări la această temă mai sunt de discutat, prin urmare lăsăm loc de dialog, astfel încât discuția să devină o tradiție frumoasă și vă invităm pe toți să avem o discuție informală în sala alăturată. Toate bune! Mulțumim!